De la prea multă lumină, astronomii nu mai văd în spațiu peste 3.000 din cei 5.000 de sateliți activi care orbitează Pământul, aparțin companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, inclusiv flota Starlink. Alte 12.000 de lansări Starlink au fost aprobate, iar SpaceX intenționează să lanseze încă o generație de 30.000 de sateliți care să acopere tot globul. Care sunt consecințele, ne spune fizicianul Claudiu Tănăselia. Bună seara! Bună seara. NASA a transmis că numărul tot mai mare de sateliți nu împiedică doar studierea spațiului. Agenția spune că sateliții ar putea pune în pericol șansele detectării unui asteroid. Cum o să se adapteze NASA la aceste condiții, mai ales că sateliții, vedem, se înmulțesc? Da, se mulțumesc, se zice, trece și asta este consecința directă a faptului că a scăzut practic prețul lansărilor de sateliți. Pentru că Falcon 9 este rachetă reutilizabilă, tot mai mulți sateliți pot să fie lansați, prețul scade și atunci nu doar Starlink face probleme, deși Starlink este direct dispuzătoare și cel mai mare număr de sateliți activi în acest moment sunt acești Starlink. Pe lângă pericolul care l-a spus cu asteroizii, sunt și pericole în momentul în care se lansează rachete, pentru că la rachetele lansate și satelitele lansate trebuie să țină cont acum de configurația de deasupra lor și nu cumva noul satelit să creeze o coliziune cu cei care deja există acolo. În plus, există probleme de evitare a coliziunii pe orbită. Imaginați-vă că avem un satelit Starlink și un satelit Prometeo, de exemplu, da? Este aproape unul de altul și nu avem un procedeu la fel cum există la un prezent în aviație, unde se știe foarte clar care sunt culoarele de zbor, care sunt altitudinile care pot să se efectueze anumite manevre. Bine, la satelit nu știm dacă nu știm care dintre ei se facă stânga, dreapta, sus sau jos, atunci am putea avea probleme de coliziune pe orbita acestor satelit care fac parte de dimensi separate, adică unul este Starlink și este comercial, al altul este guvernamental, de exemplu. Probabil că în viitor, la nivelul Națiunilor Unite, se va adopta un fel de regulament, un fel de proceduri de evitare a unor coliziuni astfel de situații, pentru că acum avem 3300 de Starlink, mai sunt încă 500 OneWeb și numărul va crește, din ce în ce mai mult, pentru că nu doar cu Falcon 9 se vor lansa, în acest an așteptăm să vedem la lucru noua rachetă Starship, care are o posibilitate care are o capacitate de lansare mult mai mare și vom putea SpaceX va putea să lanseze mult mai mult satelite decât a făcut-o până acum, chiar dacă până acum a făcut-o foarte, foarte intens. Așadar, va fi o problemă și va trebui discutată probabil la nivelul Națiunilor Unite, unde se va putea lua o măsură în acest sens, pentru că ea va trebui să fie, cum să spun, urmată atât de entități guvernamentale, cât și de companii private. Vă mulțumesc pentru informații.